Ce faceți, băi, și fete, iată-ne la un nou episod din Doi. Bă, demenților, s-au strâns la episodul anterior aproape 6000 de like-uri într-o zi. Nu sunteți normal? Nici eu nu sunt. Așa că, înainte de toate, băi și fete, nu uitați. Mamă, ce... m-a speriat chestia asta. Nu uitați să omorâți butonul ăla de like, deoarece orice like contează din partea fiecăruia. Iar dacă vom strânge 4000 de like-uri într-un timp foarte scurt. Ce se pese? S-a... bă, se cacă cineva? Sau mi se pare mie? Vreau să zic, dacă strângem peste 4000 de like-uri într-un timp foarte rapid, vom pune mâine un nou episod de Little Nightmares. Da, vom pune. Bine, asta dacă vă țin el de cuvânt. Așa că, omorâți-l! Aveți Instagramul meu în descriere, la fel și serverul de Discord. Și dacă tot am menționat de serverul de Discord, i-am promis unui prieten că o să menționez de un server de Phasmophobia. Deci dacă jucați Phasmophobia și vreți să fiți într-o comunitate, aveți un link de la un server de Discord în descriere. Aveți un link de la serverul de Discord în descriere. Vedeți să aveți jocul cumpărat, deci nu merge pe crack. Și să aveți și voi minim 13 ani, ca să fie treaba. Altfel, nu știu. Vedeți, rămăsesem data trecută aici, o? Bine, mai în spate, înainte să... Dar e bine că mi-am făcut intro-ul, știi ce zic? Uite, un burken, pot să fac ceva cu burca... Ah, ia de aici, buton. Am rezolvat o pulă, dar nu-i nimic. Ia uite, pot să mă cațăr. Haha, pe asta n-ai prezis-o. Trebuie să mă arunc pe buton, nu trebuie. Nu contează unde ne ducem, doar ne ducem. Vreau să zic, vă place, strangulare. Vă place mult seria asta. M-ar motiva să postez aproape în fiecare zi până terminăm. Dar asta depinde și de voi. Adică, în funcție de cât vă place. Unde trebuie să sar, mă? Acolo. V-am spus, dacă strângem într-un timp foarte scurt, denotă că vă place și zic de ce nu să băgăm talpă. Hai că talpa a fost. Dar nu contează, pentru că avem să sărim aici și ne prindem. Yes. Uța! Uța! Și... Ai văzut ce-am făcut? Ai văzut ce-am făcut, burcan? Ai văzut ce-am făcut, burcan? Ia burcan! Burcan! Aia e, burcan! Te-ai dus? Ce dracu' e asta, mă? Creier? Oricum n-avem nevoie de așa ceva. Pa! Ce-a făcut, mă? Ba, cam se pare că am nevoie de așa ceva din cele văzute. A, și cobor cheju-ul, a? A, nu, cred că trebuie să mă prind de cât ligul ăla. Yes. Yay! Gata, acum pot să cobor. Ei, creier! Ia! Ei, gelatinul se uită-l. Ești că-i vierme. Ce-și se flancă el. Wow, mi-a trebuit creier ca să deschid ușa. Ați înțeles aluzia, nu? Uai de pula mea, creier? Ok, am să-ți las aici, oricum n-am nevoie de tine. Am dat înapoi de profesoara malefică. Doamne. Ok, mi-e frică să mă mișc. Liniște, liniște, liniște. Unde te duci? Trebuie să trec de aia. Mi-e frică, mi-e frică! Pot să mă ascund prin... locurile mea. Bun. Așteptăm un cool down ceva, nu? Mi-e frică să mă bag. Iuțu, ce s-a uitat eu în stânga? Ok, puțină ciudată animația, n-am să te mint. S-a dus. Oare trebuie să ne ducem după ea? Să vedem ce face. A luat cuțitul. Buongiorno. Ok. În continuare, sunt căcat pe mine. Oh, trebuie să mă... Cum dracu ajung acolo? Nu merge pe ușă, nu? Nu. Habar n-am. Ce-a făcut, bă? Ce-a făcut, bă? Ce-a făcut că n-am făcut nimic? Ce-a făcut că n-am făcut nimic? Wow. Sunt în regulă. A, gata, s-a dus și își face treaba la loc.
dar parcă nu s-a întâmplat nimic. Bravo, mă, inteligentă ești. E riscant. Hai. Mamă, ce intens e totul. Ce ar trebui să fac aici? Să sar? Să fug? What? Nu s-a aici, nu s-a aici. Mamă, cum am întors capul de... Ua! Ce dracu, bă? Fă-ți treaba tu, bătrânicul acolo. Tanti? Ok, am scăpat, fiu. Și ne vădăm a... Nu spune că vine aici. Nu spune că vine prim... Ok. Oh, bagă-te, bagă-te, caracterule. Mamă, cum am scăpat, ești nebun? Incredibil. Vă mai spun, am spus-o și vă mai spun, îmi place la nebunie jocul ăsta. Atmosfera transmisă de către el te pune pur și simplu în suspans. Am o prietenaș. Mă, ce pula mea trebuie să fac? Adică, iar e o capcană? Și pot să fug? Ia ciocanul! Haide, bă, fugi! Așteaptă-l pe terminat! Taci! Hai, mă, și tu celălalt! Vino, te aștept! Mai departe, un ochi! Oare avem în continuare nevoie de ciocan? Să-i futem în cap? Ua! Ia uite-l! Pac! Bă! Combatul în jocul ăsta e o mizerie, mă jur! Hai, mă! Pa! Somn ușor! Vise plăcute! Șoarecii să te sărute! Ha! Da! Futu-ți Dumnezei! Hai, coaie, că deja e frustrant ce se întâmplă aici. Cum vrei să te dai eu când faci așa? Dă-te în pul... dacă muream aici, mă pișam pe el, mă. Opa. Six! Ce-i face? Păi fii la mama, dracu, mă! Vă luați voi de gage... Ia uite-l! Ce pula mea! Mă, ce... Ia-o! Pa! Zava! Duce-ți! Ups, păi și am s-o dau pe Six chiar așa. Vreau să mă răspund pe caracterele astea infecte. Ești în regulă? Haide. Sunt aici? Mai trăiești? E ok. Hello. Bună dimineața, s-a trezit dulceața. Yay! Împreună din nou! Ia, hai să te iau de mulți. Bravo! Vedeți, mă? Asta e schemă! Vă pierdeți iubita înainte de 14 februarie, iar după vă o recuperați. Astfel nu mai dați bani pe cadouri. Vai, sper că nu ne-a auzit. Nu știu melodia. De ce mergeam ca strâmbu? Nu mai contează. Piano? Putem să cântăm ceva? Ia! Interesant! Și acum ce? Trebuie să mă cațăr? Nu pot să mă cațăr. O manivelă! Hai să tragem de ea! Merge? Aha! Interesant! Da, învârte de manivelă, învârte! Învârte, am zis! Și mai mult! Și mai sus! Haide! Aproape! Și acum ce? Ce face? Ok. Ne urcăm? Ce? Spune ce! Haide, pula mea, am înțeles. Hai să sărim. Ce ai făcut? Îmi trebuie o cheiță. Hai să luăm cheița. Dar nu văd cheița. Trebuie să ne urcăm aici. Six. Pot să...
Aha. Ok. Iar un nenorocită. Ce face? Uite cheia! În loc să o folosească la lucruri utile? O broască, ce are cu... Eu n-am armă. Trebuie să iau aia pe acolo. Silent. Mersi! Ești de treabă! Adică, na, erai partenera mea în joc, deci, na. Am ok, a? Ce se spandexează aia acolo? Era mama dracu. Ia mă că-i futem o bastârcă pe să cap, dar nu se vede. Gata, gata, Six, e în regulă. Păi și cum se presupune că scap eu din infernul ăsta? Aaa, era așa de simplu și eu n-am văzut. M-am învârtit aici ca terminatul. Bine, mă, hai să băgăm cheița în găurice și să continuăm. Cheia? Ok. Oh, wow, wow, wow. Iar un terminat? Ok, am să iau acel ciuchen și am să-i vin de hack. Six, ce dracu faci? Ia ciucanul! Ia ciuca! M-a dat cu capul până s-a săturat. Ce dracu faci, Six? Iar înnebunește întrebarea. Știi cum am înnebunit la sfârșitul primului joc? Și pianul pe fundal, care cine dracu o cânta nu se știe. Ok. Cine cântă? Sunt curios. S-a oprit. Mi-amintește de primul villain. Ultimul villain din primul. Știi? Ok, Six merge casual, n-are niciun stres. Ca bombardiera. Se pare că nu putem pe aici, dar trebuie sus. Mă gândesc. Și pe aici tot pe sus, doar că nu știu cum să mă ca... Ah, ok. Companionul meu de companie. Companionul meu de companie, da. Nu pot. Trebuie să... Și ce am rezolvat? Poate să vină și ea și astfel tragem ambii de ea. Ok, am înțeles. Haide mai repede, femeie! Hello? Cine e aici? Nebuna! E nebuna! Nu, Six! Nu mă împinge, for fuck's sake! Oare n-aude dacă... Nu n-aude. Dar ce trebuie să fac? Trebuie să ajung în partea aia la asta, dar... Văd o manivelă. Cred că știu care e schema. Ideea e să ne folosim de lucruri cât timp ea cântă. Pentru că de altfel ne va auzi. Știi ce zic? Cred că așa e. Well, nu e nimeni aici. Nice. Nu aude proastă. Păi și cum o... trebuie să trag aia. Acum putem să o tragem liniștiți. Cred. Cred. Da. Nu e nimeni aici. Nu e nimeni aici. Nu e teoria mea adevărată, ia. N-a auzit. N-a auzit. Nu l-a văzut. Ok. Ok. Așa să te... Mamă, cum a tras scaunul ăla în scârbă. Bun. Deci așa e. Bine că am făcut. Altfel iar mă mai chinuiam odată. Mi-e dracu să nu termină melodia și să mă audă. Ok, ușură. De ce, Six? De ce, Six? De ce ai făcut asta? De ce ai făcut asta? Trebuia tu să te anunci mai repede. Acum e totul în regulă. Cred. Bagă-te, caracterule! Fugi! Ele bună! Orochimarule!
Calmate! Bă, că se bagă! No! Mamă! Scap de tine, nebunul! Cuta gutoare, bă! O, dracu, du-te înapoi în cușcă! Scuzați-mă, mi-a scăpat din lanț. În sfârșit am scăpat de tine, nenorocito! Mai departe ce? Ce se întâmplă? Are muzica asta. Șmecheră. Powerful. Omnius. Vai cum arată totul. Mamă, ce mișto e muzica, mor. Ok. Îmi plac mult tranzițiile astea. Sunt super combinații cu o să te am. Ok, mai departe. Orașul ăsta abandonat, lipsit de viață. Oh, o siluetă. Lipsit de viață efectiv, așa pare. Trebuie să ne ducem. Nu merge. Trebuie să o tragem. Am înțeles, trebuia să închidem capacul de la gunoi. Am săriat. Bau. Căcat. Yes. Hai. Sper că am scăpat de școala aia. De fapt chiar am scăpat, că na. Un alt chapter sau ce? Oh, stai, e o pălărioară. Ha? Oh, ce era aia? Ok. Ok. Chestia asta seamănă cu o gură. Pe aici? Pelerina! Asta e pelerina lui Six, nu? Hello! Și-o îmbracă! Asta e dovadă că e prequel, nu sequel, cum spunea cineva! Cum poate să fie un sequel dacă ea nici măcar nu era îmbrăcată în pelerină? O, ce drăguț! Uite, ce drăguț! Și acum ce? Ce se întâmplă? Ah, ok. Ok, ok, am înțeles, Six. Bun. That's... logical. Well... nu prea-mi place locul ăsta, n-am să te mint. S-a salvat, de ce s-a salvat? Pot să mă cațăr aici? Aha, pot. Mai sus. Și mai sus. Ok. Sezon plus. Iupii, te ajută acum? Ce, crezi că te las? Ei bine, nu. Doar m-ai ajutat până acum și eu te-am ajutat până acum, așa că ne ajutăm împreună de acum. E timpul să tragi și să ne băgăm. Ciudat. Ciudat. Ce urmează? Iar școală? Ce e mai exact? Nu-mi dau seama. Primărie? Hai că primărie. Well, avem de aflat. S-a salvat. Ce mai e aici? Ce mă mai așteaptă? A? Hello? Cuțu, cuțu, cuțu. Monstru? Marley? Marley, my sleep demon paralysis. My sleep demon Outlast, să mă bată tataia. Outlast e ăsta. Îmi dă vibe de Outlast. Understandable, have a great day. Împingi? Wow, 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 wow. Ce putem face? Ah. Ok, poți să mă aștepți? Mamă, deja le are! Le știe! Ok. Mamă... chiar că-ți dă vibe de... coșmar de vis. Dar un coșmar de la dâng, rău de tot. Ok. E super. Nu mai trece odată răceala asta, mă. Sincer. Well,
ce e asta? Și cu asta ar trebui să facem ceva? Dar ce? Ai văzut particula aia? Am crezut că e un ochi. Am crezut că e un fucking ochi la ușă. Understandable. Oh, pentru o secundă am crezut că... Vreau să zic că pentru o secundă am crezut că... va ieși cineva de acolo. Haide! Haide! Aaaa! Bagă-te, bagă-te, bagă-te până nu cade. Poate mă prinde ceva. Nu m-a prins nimic. Încă. Lanternă! Finally! Am dat de lanternă! Oh, 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 au! Au! Ochiul ăla. Da mă, chiar îmi dă... E cumva un spital? Că aș vrea să plec din el. Da, e spital. Vai de mamă, vai de capetele mele. E... Oaaa, oprirea, oprirea, oprirea. Oprirea. Oprirea, tu vezi umbra aia? Ok, creepy. Ok, far. Nu mai, lasă hârtie. Bun. Un jumpscare presimt? Mă doare inima. Și capul. Și gâtul. Și tot. Băieți, eu zic că aici terminăm episodul. Sper că v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut și mai vreți în continuare noi episoade, nu uitați să omorâți butonul ăla de like, deoarece orice like contează din partea fiecăruia. Iar dacă vom strânge peste 4000 de like-uri, vom pune mâine episodul. Dacă nu, aia e. Până data viitoare, nu uitați că aveți Instagram-ul meu în descriere, la fel și serverul de Discord al meu și cel de Phasmophobia. Eu am fost Eugene, aveți grijă de voi, i-a fost Six. Pe data viitoare!